găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport! S-a dat startul primei ediții a Cupei Severinului la judo. La această competiție participă peste 400 de sportivi din Serbia, Bulgaria, dar și numeroase cluburi din România. Pe cele 6 suprafețe de luptă de la sala polivalentă evoluează sportivi medaliați la competițiile oficiale, interne și internaționale. În sala polivalentă, în această dimineață, au început întrecerile primei ediții a Cupei Severinului la judo, competiție la care participă sportivi din Serbia, Bulgaria și România. Sunt chiar surprins de amploarea competiției. Ne așteptam să fie mai puțin sportiv, mai puțină lume. Din fericire, foarte mult și-au dorit acest concurs de verificare. Este primul, deschide practic seria din calendarul competițional al Federației Române de Judo. Sunt foarte mulți sportivi de echipă națională, de loturi naționale, atât din România cât și din cele două țări venite, din Serbia și din Bulgaria. Și cred că până la final o să fie un concurs foarte reușit. Organizare foarte bună a competiției, premieră fiind faptul că s-a luptat pe 6 suprafețe, ceea ce a ridicat serios calitatea acestei prime acțiuni de judo din Drobeta Turnul Severin din 2012. Lucru confirmat și de oficialii de la Palatul Copiilor, filiala Strehaia. Participăm la prima ediție a Cupei Severinului cu un lot de 21 de sportivi de la Palatul Copiilor, filiala Strehaia. Să sperăm că peste jumătate din ei vor fi situați pe primele 3 trepte ale podiumului. Suntem foarte încântați de această organizare făcută de Clubul Sportiv Muncitoresc, AJJ-ul, din care face parte și Palatul Copiilor cu secția de judo. Sperăm ca acest concurs să se reediteze. Vom reveni cu rezultatele acestei competiții. La prima ediție a Cupei Severinului evoluează și cele două judoca de la CSM Drobeta Turnul Severin, care în 2011 au reușit să se întoarcă medaliate cu argint de la campionatele naționale de seniori. Daniela Hondiu susține la această competiție un prim test înaintea participării la etapa de Cupă Mondială, ce se va desfășura la Sofia. Pe cele 6 suprafețe de luptă au evoluat numeroși sportivi medaliați la competițiile majore pe plan național, printre ei și vicecampioanele naționale Daniela Hondiu și Mihaela Gâdea. Această competiție este foarte bună pentru început de an, pentru verificare, pentru că săptămâna următoare mergem la Cupa Mondială la Sofia. Este o competiție destul de bine organizată cu foarte mulți sportivi și este un concurs foarte bine organizat. Dacă Mihaela Gâdea a plecat spre marea performanță de la Strehaia, același lucru încearcă să-l realizeze un alt sportiv de mare perspectivă în judo. Mi se pare foarte bine organizată, sunt foarte mulți sportivi și din alte țări. Toată organizarea este făcută cum trebuie și sperăm să obținem rezultate cât mai bune. Este prima competiție din 2012 care trebuie să deschidă drumul medaliilor și performanțelor pe care le dorim de la judoca mehedințeni. Marian Bondrea s-a ținut de cuvânt și în această dimineață a organizat pe terenul termic un joc școală la care au evoluat tineri jucători pe care tehnicianul severinean a dorit să-i vadă la lucru. Gânduri frumoase în ceea ce îi privește pe tineri, ceea ce din păcate nu prea s-a întâmplat până acum în fotbalul severinean. Joc școală pe stadionul Termo în această dimineață. Așa cum anunțase anterior Marian Bondrea, acesta a dorit să vadă la lucru mai mulți fotbaliști reprezentând secțiile de junior, dar și tineri de la alte echipe. În ciuda timpului care n-a prea ținut cu fotbalul, cei care au evoluat pe gazonul stadionului Termo au încercat să convingă staful tehnic al Găzarilor ca o valoare pentru a fi reținuți în lot. Este un prim test pentru că Marian Bondrea dorește mai multe asemenea acțiuni și în conferința de presă de la Municipal, dar și în direct la televiziunea Severin, tehnicianul severinean manifestându-și dorința de a da credit tinerilor. Un lucru pe care l-așteptam cam de mult de la echipa noastră. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!